Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul v-a atras înseamnă că aveți aici mesaje pentru dumneavoastră. Haideți să vedem ce urmează în viața voastră. O să vedem puțin trecutul, prezentul, dar și viitorul. Este o citire generală, așa că o să vă rog mult să luați de aici doar mesajele care vi se potrivesc. Vă invit să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu dacă simțiți nevoia și să împărtășiți aceste citiri cu persoanele dragi vouă, să le distribuiți. În regulă. Să vedem ce urmează pentru dumneavoastră. Să vedem în primul rând trecutul. Ce s-a întâmplat aici? Wow. Da, în unele cazuri se vede foarte clar Faptul că sunteți o femeie independentă, o femeie care se îngrijește, o femeie care se iubește pe sine sau cel puțin așa ar trebui să procedați. Se pare că în trecut ați ales să faceți un drum, o schimbare, o mutare. Unii poate v-ați schimbat locul de muncă sau pur și simplu ați, ați început un nou proiect care ține de niște drumuri. Simt aici că unii ați a fost Într-o relație în care a mai fost o femeie și ați avut parte de un bărbat, sau poate încă aveți, știu eu, un bărbat care are niște probleme care țin de zona emoțională, dar are probleme și cu tot ce ține de exces de lichide. Orice ar însemna acest lucru. Și din cauza acestei femei, văd că ceva s-a încheiat. Pentru bărbați, posibil să, nu știu, ori să fi fost părăsiți, ori această persoană să fi plecat. Iarăși, văd aici un nou proiect sau un nou drum pe care voi ați început să mergeți. Și hai să vedem ce e cu această noutate. Ok, poate a fost ceva suplimentar, a fost o decizie suplimentară, sau e vorba de un loc de muncă în paralel, da? un al doilea loc de muncă pentru unii, dar pentru alții văd foarte puternic aici și simt faptul că voi ați, ați avut de negociat, ați avut de ales. Iarăși îmi apare acest, acest mesaj de gelozie, acest mesaj de concurență, de o luptă pe care a fost nevoie să o duceți. Vreau să vedem mai departe. Văd aici că ați pornit pe un nou drum, un nou drum foarte frumos, foarte plăcut, care părea destul de nebunesc. Unii este posibil să vă fi mutat locul de muncă, sau alții posibil să fi întâlnit o nouă persoană undeva la un drum. Sau cel puțin ați avea ocazia să faceți acest lucru. Poate v-ați mutat într-o casă nouă, iarăși, alții. Dar acum două puncte, două săptămâni, două luni, doi ani, ceva de genul acesta. Și ia uitați ce victorie frumoasă vă așteaptă, dragilor. Unii este posibil să vă fie asociat cu niște persoane care au probleme de sănătate sau poate ați luat voi o decizie care ține de zona medicală, de un grup de oameni, dar văd că este cu victorie. Să vedem mai departe ce vă spun cărțile de tarot. Ha, oh, mai departe văd că momentan sunteți foarte siguri pe dumneavoastră, pe propria persoană, văd că sunteți mulțumiți, împliniți cu ceea ce aveți. Și pentru unii este posibil să încercați să vă mențineți poziția pe care o aveți la locul de muncă, într-o relație. Poate acest element de noutate vă provoacă, această nouă persoană vă provoacă, sau acest final care s-a petrecut, dar care pentru voi este ca o eliberare. Unii văd că aveți un blocaj, sunteți blocați, um, și atunci v-aș spune că se cere să fiți mai maleabili, să încercați să fiți deschiși la opiniile celorlalți, să fiți deschiși um, atunci când vine vorba de alte persoane. Wow! Dragilor! Wow! Da, poate să fie vorba de un divorț, de o problemă de o încheiere a unui contract, iarăși văd aici foarte puternic, dar să știți că este cineva care tot evită această decizie și din acest punct de vedere e posibil voi să vă simțiți blocați. Să nu știți foarte bine ce vă doriți, să nu, să nu fiți deschiși. Sau poate este o persoană care evită și vă, vă blochează și pe voi. Ia uitați. În unele cazuri e vorba de o relație de trio, de triunghi amoros. În alte cazuri, văd că este vorba de niște prieteni care vă blochează. Voi sunteți aici foarte hotărâți că vreți să studiați ceva, alții. Foarte hotărâți sunteți că vreți să studiați ceva, vreți să faceți ceva. Mai văd o persoană nouă care a apărut. Wow! Soarele! Sau care apare! Dragilor, voi aici veți avea sau ați avut o discuție foarte rece, foarte dură, foarte, foarte rece și dură, rapidă, cu un bărbat sau cu o femeie, depinde, care vă ajută să clarificați ceva anume. Are legătură cu un compromis pe care cineva vrea să-l facă. În alte cazuri, bineînțeles, e vorba de o nedreptate pe care cineva consideră că i se face. Și atunci soarele răsare, atunci apare o bucurie mare, apare ceva special. Continuăm citirea pentru că vreau mai multe detalii pentru voi. Wow! Voi lua toate cărțile în considerare deoarece au căzut mai multe. Și sunt grupate. Mai văd pe cineva care se uită foarte mult spre trecut și cineva care nu poate să treacă peste. Poate chiar acest blocaj de aici vine. Văd o ocazie foarte bună pentru voi de a acționa într-un mod diferit. Posibil ca o persoană mai tânără de la locul de muncă sau un prieten, o prietenă, să vă ajute să ieșiți din toată această poveste. Pentru că văd aici foarte intens faptul că voi încă așteptați acest bărbat, încă așteptați această persoană. Și atunci, dragilor, este foarte bine să înțelegeți că E cazul să acționați și voi, nu doar să stați să așteptați. Încercați să comunicați cu această persoană sau încercați să vă informați dacă este vorba de locul de muncă. Încercați să vă informați, să găsiți soluții, dragilor. Văd un bărbat foarte tradiționalist, conservator în gândire, este o persoană stabilă care știe ce vrea, o persoană care tot așteaptă aici niște bani și e ca și cum vă ține și pe voi în loc. Ia uitați ce dezamăgire este aici. Pentru că este o situație care nu este etică, nu este morală. Poate rezolvarea vine într-o zi de sărbătoare, pentru unii. Pentru alții, poate avea legătură. Iarăși, cu faptul că aceste lucruri se pot rezolva prin divinitate, prin Dumnezeu, dacă vă rugați, dacă meditați. Totuși, văd o persoană foarte respectată aici, dar care are niște probleme foarte mari cu inima sa. Wow. Și în viitor totuși văd o revedere, cineva vă dă veste, cineva vă caută, vă întâlniți cu o persoană dragă vouă foarte rapid, vă întâlniți și este posibil ca unii să vă faceți planuri împreună cu această persoană, să vreți să faceți ceva, va fi o întâlnire magică, o întâlnire specială pentru cei mai mulți dintre voi. În care poate e bine să vă mențineți cu picioarele pe pământ. Așteptarea se termină undeva într-o zi de sărbătoare, sau alții văd că vă întâlniți cu o persoană, sărbătoriți, ciocniți un pahar, stați de vorbă, dar totuși văd o persoană foarte stresată, foarte stresată. privire la niște uh, probleme care țin de zona locului de muncă, niște noutăți care au apărut, dar care sunt în destinul acestei persoane. Parcă vă faceți planuri împreună cu această persoană sau vă sfătuiți în privința unei probleme. Este foarte bine că e așa. În schimb, dragilor, încercați aici să, să vedeți puțin lucrurile diferite. Adică încercați să vedeți că nu toate aceste planuri sunt reale. Unele sunt iluzii. Mai vreau cărți. Voi mai cere cărți pentru voi. Wow. O să iau toate cărțile în considerare. În primul rând cele care sunt întoarse. Uh, văd niște bani pe care reușiți să îi obțineți și reușiți să rezolvați o problemă. Vă văd foarte independentă dacă sunteți femeie foarte pline de viață. Dacă sunteți bărbat, atunci se vede foarte clar aici că aveți parte de o astfel de doamnă. Uitați ce putere mare aveți, ce putere mare aveți și această întâlnire, această discuție vă poate ajuta și vă poate convinge de faptul că e cazul să lăsați ceva în urmă, să lăsați un comportament mai copilăresc, să lăsați în urmă o persoană uh, Tânără, să încercați să mergeți încet și sigur. Parcă în urma acestei discuții, relația se clarifică, relația începe să devină mai stabilă, mai frumoasă. Dacă e vorba de zona locului de muncă, aici, la fel, pot fi discuții reușiți să rezolvați, plecați dintr-un loc um, care nu vă împlinea, care nu vă plăcea, e ca și cum vă schimbați locul de muncă sau primiți o veste care ține de o, de o schimbare, iarăși văd aici. Și mai aveți două cărți. Wow! Mai văd de următorul mesaj pentru voi. O distanță mare și o femeie foarte ascunsă. Alții este posibil să vă faceți niște planuri pentru un termen mai lung, planuri care țin de o călătorie lângă o apă, la o vreme de seară sau uh, poate să fie o călătorie mai îndepărtată, romantică, însă pentru alții văd aici că totuși uh, este posibil să vă faceți niște iluzii. Vreau să clarific aceste două cărți. Așa simt. Da, Unii vă faceți niște iluzii, dragilor. Încercați să luați lucrurile încet și sigur, nu visați prea departe. Da? Apare bucuria, apare voia bună. Dar cineva trebuie să ia o decizie. Și încercați să fiți atenți pentru că atât voi cât și cealaltă persoană aveți câte un rival. Văd o femeie, o inamică, un bărbat, un inamic, da? persoane care au multe lucruri pe cap, persoane care sunt mai negativiste din fire. Deci încercați să luați lucrurile încet și sigur pentru voi. Asta va fi de foarte bun augur. Ia uitați, iarăși, cartea victoriei, cartea sărbătorii, dar mai durează până acolo, uitați. Mai durează până acolo. Văd că momentan e o concurență, momentan mai este cineva în peisaj. Oricum ar fi, repet, dacă luați lucrurile încet și sigur și uh, încercați să fiți cât se poate de realiști, să vedeți concret ce se poate întâmpla aici și acum, cu siguranță lucrurile se rezolvă. O să vă spun și zodiile pe care le văd aici în cărți. Um, avem așa, în primul rând, foarte puternic, văd taur, balanță, mai văd leu, gemeni, fecioară, de asemenea mai văd aici foarte puternic zodia rac și zodii de pământ foarte puternice aici, taur, fecioar, capricorn și zodii de apă, rac, scorpion, pești, zodii de foc, leu, săgetător, berbec. Și cam atât, zodii de aer mai puțin. Dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Unii este posibil să aveți, dar alții nu. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Să veți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.